Natura ei a noastră, nu e gena voastră. Natura ei a noastră, nu e gena voastră. Dacă nu vrei gunoi, vino cu noi. Dacă nu vrei gunoi, vino cu noi. La noapte la ora 3, 3 jumătate, 4, venind de la Ploiești, în zona gropii de gunoi, era un miros extraordinar, dădeau lacrimile instantaneu. Deci nu puteai, nu mai vorbesc de respira, că nu puteai să respiri. Ne intoxică cu tot felul de mirosuri și în special cu hidrogen sulfurat. Credeți că depozitează acolo de miroase? Păi nu știu, eu cred că tot felul de reziduri și de deșeuri și periculoase și nepericuloase. Am văzut cisterne, zeci de cisterne, deci reziduri petroliere, reziduri umane, reziduri de la spitale, de, nu știu, ceva foarte toxic. Este un miros înțepător, un miros deranjant, de ouă clocite, de cum a specificat și cei de la Agenția pentru Protecția Mediului, este hidrogen sulfurat. Protestul a fost organizat de Asociația Econatura Comunității Băicoi, care a semnalat situația și instituțiilor abilitate să ia măsuri. Motivul pentru care am ieșit în stradă e faptul că de mai bine de 3 luni de zile suntem poluați masiv cu hidrogen sulfurat. Conform măsurătorilor date de Agenția de Protecție a Mediului, într-o perioadă de 22 de zile au fost 228 de depășiri a concentrației de hidrogen sulfurat, valorile depășind de peste 19 ori concentrația maximă admisă. Și primarul orașului Băicoi a fost alături de protestatari și spune că a făcut numeroase demersuri pentru stoparea poluării, însă rampa de gunoi continuă să funcționeze. În calitate de primar nu pot fi indiferent la nevoile noastre ale băicoienilor, de aceea particip deschis la acest protest. Noi am tot semnalat problemele existente în această zonă, probleme pe care le-am constatat noi personal prin compartimente de specialitate din cadrul primăriei, dar și în urma sesizărilor făcute de locuitorii din cartierul Țintea. La protest au fost prezenți și șefii Agenției pentru Protecția Mediului Prahova și ai Gărzii de Mediu. Ultimul control efectuat de Garda de Mediu chiar vinerea trecută a scos la iveală faptul că Vitalia Salubritate nu a respectat măsurile impuse pentru reducerea poluării. Din acest motiv a mai fost aplicată o sancțiune în valoare de 100.000 de lei. Nu sunt deșeuri periculoase, dar sunt deșeuri încărcate cu foarte mult sulf și în combinație cu alte deșeuri. Au niște reacții exoterme cu emisii de hidrogen sulfurat și trebuie să renunțe la unele din ele de așa natură încât în momentul în care se fac aceste amestecuri să nu mai aibă astfel de reacții. La ultimul control am verificat măsurile lăsate, am constatat că acestea nu au fost aduse la îndeplinire, motiv pentru care am formulat către Agenția pentru Protecția Mediului și propunere de suspendare prealabilă a activității acestei societăți. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului spun că săptămâna viitoare va fi sistată activitatea rampei de gunoi până la ecologizare și luarea tuturor măsurilor privind protecția mediului și reducerea poluării.